Bine v-am regăsit! Am văzut din emisiunile trecute că Sfințenia își are rădăcinile de cele mai multe ori în chiar primii ani de viață. Un exemplu în acest sens, care confirmă ceea ce am spus, este biografia Sfântului Nicodim Aghioritul. În istoria bisericii și a spiritualității creștine, veacul al XVIII-lea este unul extrem de important. El a marcat o renaștere spirituală vastă care, plecând de la Sfântul Munte Athos, a cuprins toate țările ortodoxe. Această extraordinară mișcare s-a petrecut printr-o întoarcere la spiritul creștin și patristic autentic, fiind ancorată în principiul fidelității față de tradiția vie a bisericii. Tradiție redescoperită prin intermediul studiului Sfinților Părinți, prin participarea conștientă, constantă la viața liturgică a bisericii și practica rugăciunii și ascezei. Una dintre personalitățile duhovnicești de frunte ale renașterii bisericești din secolul al XVIII-lea este Sfântul Nicodim Aghioritul. Mai întâi trebuie spus că Sfântul Nicodim Aghioritul reprezintă pentru ortodoxie ceea ce reprezintă oricare altul dintre sfinții aflați în calendarul bisericii. Și anume, reprezintă întruparea idealului creștin de sfințenie împlinit prin despătimire, prin dobândirea Duhului Sfânt, prin îndumnezeire. De asemenea, reprezintă o personalitate providențială pentru Biserica Răsăriteană, dat fiind faptul că prin edițiile sale, prin activitatea sa de editor de carte, a contribuit în mod decisiv la înnoirea Bisericii într-un moment foarte critic pentru Biserică, acela al trecerii de la Evul Mediu la modernitate. Cărțile editate de Sfântul Nicodim Aghioritul au suscitat o adevărată regenerare spirituală, și asta nu doar în spațiul grecesc, căruia Sfântul îi aparținea atât prin naștere cât și prin limbă, cât mai ales în toată Biserica Ortodoxă. Nu poți să vorbești sau să scrii despre rugăciune și liniște dacă tu însuți nu ai ajuns să te adâncești în ele, să le cunoști foarte bine. Dascălul Sfântului Nicodim Aghioritul pe acest drum a fost Sihastrul Silvestru din Cezarea. Tânărul Nicodim s-a dovedit un elev strălucit cu înzestrări excepționale pentru studiu. Era ascultător, iubit și îndrăgit de toți. Arăta prin atitudinea sa că se afla în căutarea adevăratei înțelepciuni lăuntrice, duhovnicești, pe lângă cea exterioară dobândită prin studiu. Anilor petrecuți la celebra școală din Smirna, între 1765 și 1770, Sfântul Nicodim le datorează vasta sa cultură clasică și filozofică și împletirea ei cu virtutea, înțelepciunea, viața duhovnicească. Întors în Naxos, are parte de întâlnirea providențială cu câțiva călugări de la Athos și mai ales cu mitropolitul Macarie al Corintului. Sub puternica impresie a figurilor lor luminoase, decide să se călugărească. În anul 1775, merge la muntele Athos, purtând scrisori de recomandare călduroasă către călugării de la mănăstirea Dionisiu. Sufletul al meu, un somnul
La Muntele Athos a ajuns datorită fascinației pe care viața monahală o exercita asupra tânărului Nicolae. La vârsta de 21 de ani, după ce își finalizase studiile de la școala din Smirna, aflat în insula natală, insula Naxos, întâlnește în mod providențial, am putea spune, trei monahi din mișcarea deja amintită, mișcarea Colivarilor, care îl fascinează prin personalitatea lor duhovnicească și culturală. Aceștia îl îndrumă și îi recomandă întâlnirea mitropolitului Macarie al Corintului, cu care de asemenea va avea o relație de prietenie de-a lungul întregii sale vieți și o relație de colaborare în activitatea sa editorială. Îl întâlnește în același timp și pe Sihastru Silvestru, care îi dă niște scrisori de recomandare, cu care, înarmat, în anul 1775 ajunge la Muntele Athos și se așează în mănăstirea Dionisiu. Aici aș remarca un lucru interesant, faptul că în toate etapele vieții Sfântului Nicodim al Ghioritul, marile hotărâri ale vieții le-a luat în urma unor întâlniri, fie căutate, fie providențiale, cu oameni de mare învergură spirituală și culturală. La Muntele Athos, Sfântul Nicodim se dedică cu ardoare, în cel mai pur duh isihast, ascezei, rugăciui Sfinților Părinți. Viața sa până la sfârșit în Sfântul Munte, cu excepția unei scurte perioade între anii 1781 și 1783, când s-a mutat pe o insulă pustie, în căutarea unei singurătăți și liniști mai mari. Viața Sfântului Nicodim a fost caracterizată prin bunătate, blândețe și austeritate. Prefera măsura în hrană și singurătate. Ostice pe care le privilegia, în bună răsăriteană, erau postul, privegherea și rugăciunea, împletite cu scrisul și cititul intense. Faima la care ajunsese, de ascet, mare povățuitor flete, l-au obligat să-și împartă viața între grija pentru propriul suflet și grija pentru ucenicii săi, care erau din ce în ce mai numeroși. Nu era diferită de cea consta în țin, în psalmodie, psalmodiere, în lectura textelor Sfintei Scripturi și Sfinților Părinți și de asemenea muncă fizică. Totuși, în partea a doua vieții, Sfântul a rugăciunii și citirii textelor Sfinte. Aceasta o spune și prietenul său, monahul Eftimie, care notează faptul că spre bătrâneți, Nicodim al Ghioritul se dedicase zi și noapte meditării cuvintelor Sfintei Scripturi și cuvintelor Sfinților Părinți. La Athos, Sfântul Nicodim al Ghioritul îl reîntâlnește pe Sfântul Macarie, mitropolitul Corintului, venit aici în anul 1077. Doi ani mai târziu, după împreună, vor începe o vastă și decisivă activitate de editare a operelor Sfinților Părinți, a redescoperirii izvoști autentice. În virtutea personalității și autorității sale duhovnicești recunoscute, Sfântul Nicodim a fost implicat în aprigele controverse iscate în vremea sa la Sfântul Munte. Priveau aspecte importante ale vieții creștine, precum frecvența împărtășirii sau modul studii. Pentru păstrarea practicii a Sfinților Părinți în cel mai viu și responsabil duh al trăirii creștine. În anul 1008, comunitatea Sfântului Munte a recunoscut săturii sale, confirmând în fapt identică a bisericii. Faptul că din
mișcare anumită a colivarilor, numită așa în derâdere de către adversarii acestei mișcări, aflat aceleași care mișcare a fost pentru viața bisericii, care ce milita pentru o reînnoire ihastă, pentru viața isihastă, pentru citirea rugăciunilor cu voce tare în auzul credincioșilor și mai ales pentru o împărtășire frecventă, mult mai frecventă a credincioșilor cu Sfintele Taine, spre deosebire de perioada de până atunci când împărtășirea cu trupul și sângele Domnului era cerută până și monahilor doar de câteva ori pe an. Sfântul Nicodima Ghioritul a trecut la Domnul în noaptea de 14 spre 15 iulie 1809, la 4 ani de la moartea colaboratorului său, Sfântul Macarie al Corintului. Sfințenia sa a fost proclamată solemn și oficial în anul 1955, când a fost trecut în rândul sfinților, recunoscându-i se curăția vieții și autenticitatea ortodoxă a învățăturii sale. Cunoașterea unei limbi străine îți deschide noi orizonturi, noi perspective, noi posibilități de înțelegere a lumii. Prin învățarea limbilor greacă veche, latină și franceză, Sfântul Nicodima Ghioritul a reușit să facă accesibile grecilor valorile antichității creștine. Destinația este însuși drumul. Pornește într-o călătorie în care vei descoperi frumusețea și tainele mănăstirilor românești. Sute de ani de istoria credinței. Sute de ani de tradiție românească. Urmărește pașii pelerinului în fiecare zi la Trinitas TV. Zia lunii martie, Biserica Ortodoxă lește pe Sfinții 40 de mucenici din Sevastia. Cei 40 de mucenici